Dragii mei, suntem în situația în care, pentru că de seară avem premieră la Lia, soția soțului meu, suntem în momentul în care trebuie să facem cross-promotion. Asta este un moment de PR. Asta ce înseamnă? Că persoanele de pe canapea sunt aduse aici cu forța. Se vede clar că împotriva voințelor lor, iată, fețele cum strâng din obraj. Zici că le-a zis regizorul să li se pară că le e cald, dar se filmează la frig. Și atunci eu în următoarele minute trebuie să fiu extrem de drăguț cu ei, deși sincer, eu pe Ștefan nu-l suport. Are tot ce n-am avut eu la vârsta lui. E înalt, asta se vede că n-am avut. E înalt, e frumos, are patrațele, are câinele ăla de-l iubește, care nu e de rasă, că dacă era de rasă nu mă interesa. Bă, dar să ai câine vagabond care te iubește, asta mă enervează. Și linge pe față. Are mașină decapotabilă veche, nu? Da, nu e a mea. Dar ai? Dar am, da. Ne. Așa, casă în pădure? Nici aia nu e a mea. Păcat că n-avem termite, mă. Da. Că mă concentram să vă mănânce termite. Dar țânțare ai? Aia nu-i suport, da. Bravo. Eu ți-am multe insecte nu suport. Eu ți-am trimis. Așa. Ana și Ana sunt niște tipe ok, dar na, găsesc eu ceva și la ele. Bine ați venit. De seară 8:30, da? Da. Asta înseamnă că e sezonul al patrulea. Bun. Și Ana. Ultimul. Este ultimul? Da. Ți-au promis, te omoară, ce-ți fac? Ți-au promis, vedem. Mai pup tu al cincelea sezon niciodată. Zi-mi, dacă te uiți înapoi puțin, cum te vezi tu la primul sezon versus de astăzi? Că e foarte interesant, sigur nu mai ești la fel. Chiar mă gândeam azi dimineața când m-am trezit, îmi aduceam așa aminte când a fost premiera primului sezon și câte emoții aveam și mă gândeam cum o să fie. Evident că nu mai sunt așa emotivă, dar mereu mă bucur să văd că începe un sezon nou și că cei de acasă ne iubesc și se uită în continuare la noi și ne apreciază. Nu mai sunt așa, evident. Au trecut 2 ani în care m-am maturizat, am învățat multe. Ți-ai făcut iubit? Da. Cine ajută și pe noi, a apărut la televizor. Tu crezi, eu eram singur și acum, dacă nu găseam. Dar te-ai dezvoltat. Adică, da. Clar, nu poți să dai înapoi. Ești într-un proiect mișto, cu oameni mișto, lucrurile merg înainte. Ioana, aș vrea să te întreb despre prima zi de filmare, dar tu ai dormit o perioadă în primul episod. Eu am început filmările mai târziu decât colegii mei când am început proiectul. Da. E logic de ce. Da. Vreau să știu dacă ai încă oameni care te compătimesc, care spun săraca sau... Săraca Ioana sau săraca Alice? Săraca despre cine Ioana. Vorbim? De săraca Ioana. Cred că în fiecare zi există cineva acolo care zice săraca Ioana. Dar, știi, oamenii care îi urăsc pe cei care au roluri negative, îi urăsc și în viața reală, nu înțelegi de da, ce? Da, foarte tare. Da, la tine e invers, bănesc? Nu neapărat, am destul de mult hate din partea oamenilor. Acum, într-adevăr, mai puțin ca la început. Cred că au înțeles că cine sunt eu cu adevărat nu e și personajul pe care îl interpretez. Hai să vadă sezonul ăsta. Dar da, după sezonul acesta, și mie mi-e frică de ce o să se întâmple. Ok. Da, hate-ul există, mai puțin ca la început. Și la actor există? Nu vine să cred. Cred că depinde foarte mult și de tipul de produs pe care îl facem. Se conectează și de... oamenii la povești, probabil. Da, și sunt, na, fiind un produs foarte emotional, cumva, oamenii au tendința să suprapună imaginea actorului cu personaj. Ștefan, prima zi de filmare, ți-a adus aminte? Oh, da, mi-aduc aminte. Eu mi-aduc aminte. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. M-ați tras, te pun în valoare, Ana. Hai să mergem înapoi. Prima zi de filmare. Clar, da. Ți se usucă gura, sigur nu-ți merg toate perfect. Ah, dar nu a mers nimic perfect. Dar nu mai dificil decât prima zi de filmare a fost prima zi de repetiții. Pentru că la prima zi de filmare, totuși aveam o secvență unde aveam eu cu Ana sau cu Ioana și eram doar doi actori sau, mă rog, și echipa în spate, dar la repetiții erau toți actorii, Bebe Cotimani, Alex Ion, Ana Bodea, Ioana Blaj, toată lumea, iar eu eram nou, eu eram ca o oaie neagră, să zic așa, printre actori, să zic așa, pentru că nu aveam nicio experiență și mă simțeam foarte inhibat și mic, pentru că doamna Ilinca Goia, Carmen Ionescu, toată lumea acolo, acolo m-am simțit foarte intimidat. Să zic așa, doamna Alexandra Ion. Oamenii vor să vadă și restul lucrurilor din viețile voastre. Unde sunt în vacanță, Ana?
Eu am fost la Lisabona și după în Croația, pe o insulă. Opa. Și la Lisabona am fost pentru prima dată și mi-a plăcut atât de mult. Toată lumea îmi spusese înainte că e super frumos acolo, că... Dar nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Deci m-aș muta acolo oricând. Lisabona. Stai că imediat se termină. Și în Croația m-aș muta oricând. Te lasă scenariști, imediat să te duci. Până în sezonul și gata, nu mai pupi tu. Ioana, unde ai fost în vacanță? Am fost în Grecia și în... Unde ai fost în vacanță? Vacanță, am zis. Bine, o să spun că am fost la, în sud-vestul Franței, unde am făcut surf pentru prima dată în viața mea și mi s-a părut genial. Oh, la la! Foarte în fain. Ocean? Da. Greu? Apa rece? Foarte greu. Apa, am fost într-o zonă în care oceanul era mai cald, avea 23 de grade, puteai să faci fără neopren. Ce tare! Da, și a fost absolut superb și e un sport de pe care vreau să-l aprofundez. Ștefan, bănuiesc că ai salvat niște albine de la căiere. N-am salvat nimic. Ce ai făcut? Ai călărit o balenă? Nu, am fost în Albania. În Albania? În Albania. Doamne, s-a făcut dreptate. Așa? Acum recent. Recomanzi? Ieri, 100%. 100%. Ok. E o țară foarte frumoasă, cu o natură foarte frumoasă. Au o zonă care se numește Lumișales, care aduce puțin la Thailanda, fiind apa foarte clară și cristalină, albastră, chiar printre munți. În Albania? Da, în Albania. Încep să caut. Serios? Sare, serios, uite, da. Bine de știut. Și e un pic, mi-aduce aminte de o Românie când eram eu mai puștan, așa, înainte să intrăm în Uniunea Europeană. Mi se pare că încă sunt, de exemplu, acolo trebuie să plătești mult cash. Nu există cu cardul, adică oriunde ne-am dus trebuia să avem cash la noi. Iarăși, o chestie pe care mi-aduc aminte de când eram eu mai puștan așa. Și totul e mai liber. De exemplu, am vizitat o cetate și orice monument sau orice am vizitat eu prin toată lumea asta, există restricții undeva. Spune, n-ai voie să te duci acolo, e forbidden, nu știu ce. E, aici am putut să intru pe sub, am văzut o gaură mică a cetății, mă rog. Ok, și... Te-ai dus să explorezi, asta m-am dus să explorez și am putut să intru pe sub... De unde ești de loc? Tu, din Pitești. Din Pitești, vorbești ca în lent pentru un piteștean. Da. Ești... Emoțiile. Emoțiile, știu, da. Și presiunea, da. Sunt toți oamenii ăștia. Și ești îmbrăcat, asta e. Mulțumim, nu avem mai mult timp pentru momentul de PR, îmi pare rău, dar sper că le-am strânit oamenilor interesul. De seara 20:30 reîncepe Lia, soția soțului meu, și probabil ați văzut mema asta care mi se pare genială. Andrei și Diandra la Insula Iubirii au jucat pe bune într-o poveste reală, nu film, soția soțului meu. Diandra, da. Soția soțului meu. Da. Mulțumim tare mult, uite că ați inspirat și o poveste de genul ăsta. Și noutatea, iertați-mă, noutatea este că serialul va fi difuzat și joia și vinerea. Aveți și joi și vinerea? Da. Deci pentru fanii care ne scriau că vreau să mă uit în fiecare zi, că vreau să fie serialul în fiecare zi, uitați că avem o mică surpriză. De asta ea joacă în următorul proiect și noi nu. De unde știi asta? Am făcut o glumă. Pentru fanii care vor să ne vadă și mai mult la Neața, vă spunem că da, avem și sâmbătă disponibilă. Adică oamenii ăștia sunt liberi. Nu îi lăsați acasă. De ce să? Nu! De ce să? Nu! Sâmbăta e liberă. Eu plec în Malta. Vin eu în locul tău. Am mai